Atestatul la informatică despre Paris are un design foarte plăcut. Conține 27 de pagini HTML și o documentație în Word de 20 de pagini. Pe prima pagină este prezentată o scurtă introducere despre Paris. Proiectul conține de asemenea detalii despre istoria orașului, evenimente importante pe parcursul timpului, monumente și clădiri, turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Domul Invalizilor și așa mai departe. Detalii despre Champs-Élysées, Disneyland. De asemenea, proiectul conține și un test grill realizat în JavaScript, la sfârșitul căruia putem afla rezultatul și putem reseta întrebările. Proiectul conține și o galerie de imagini realizată cu jQuery și câteva clipuri video. Primul este despre turnul Eiffel, al doilea despre Louvre, Versailles și Disneyland. Acesta este proiectul la informatică despre Paris.